Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii și la mulți ani tuturor românilor! Vreau cu această ocazie să le mulțumesc tuturor celor care promovează tradițiile românești, care ne promovează pe noi românii, care promovează produsele românești și vreau să le mulțumesc și celor de la Flor de Ie pentru vestimentația din această zi. Pentru astăzi avem o ediție specială în care discutăm despre noi românii, despre genetica noastră și modul în care noi suntem diferiți față de alte popoare și o avem alături de noi pe Bianca Pătac. Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult pentru invitație! Bianca, te rog frumos să-mi spui ce avem noi special, noi românii, față de alte popoare, din punct de vedere genetic, ce am moștenit de la strămoșii noștri? Practic, toți oamenii de pe planeta asta, sau cel puțin din ultimii 2000 de ani, suntem strămoșii dacilor și romanilor. Practic, la nivel genealogic, la nivel genetic, să spun așa, toată populația planetei este aproape identică din punct de vedere genetic. Cam 99,9% genele noastre sunt identice. Ceea ce ne diferențiază, până la urmă, este exprimarea genelor noastre în funcție de popor, de fiecare rasă, unde suntem. Și ea totuși depinde de altceva, nici de cum de diferențele noastre depind de între popoare, nu depind de baza noastră genetică. În schimb, moștenim fiecare popor tradiții culturale. Avem moștenirile noastre culturale care se transmit din generație în generație și care practic ne determină nouă exprimarea unui anumit tip de gene sau altul, sau inhibarea altor gene. Până la urmă, asta este legătura între moștenirile noastre genetice și culturale, să spun așa. Și este ceva anume ce putem să facem ca să nu fie anumite gene inhibate, să le activăm la următoarele generații? Ne dorim așa ceva? Se poate așa ceva? Cu siguranță este posibil și cum ai spus tu foarte bine, dacă ne dorim asta. Și de ce ne-am dorit? Poate ne-am dorit să ne schimbăm exprimarea genelor dacă ceva nu ne place la noi, dacă suntem nemulțumiți cu starea noastră, dacă suntem nemulțumiți cu ceea ce facem, dacă suntem nemulțumiți cu alegerile noastre și în final cu starea noastră, atunci putem să schimbăm ceva. Asta e un prim pas. Da, apropo de dacă ne dorim ceva să schimbăm la starea noastră, se poate vorbi despre poporul român că are o anumită înclinație față de alte popoare, nu știu, că suntem mai submisivi, că ne este teamă să ne exprimăm, are legătură cu genetica, poate fi asta schimbat? Teama vine de la stres și având în vedere că în zilele de azi și la nivel popular stresul este un concept foarte vag, adică fiecare înțelege prin stres altceva și în general cu majoritatea oamenilor înțeleg prin stres ca ceva ce vine din exteriorul nostru și ne afectează, în momentul ăsta noi, având această dilemă, nu știm de fapt ce se întâmplă cu noi. Dar când înțelegem exact ce este stresul și ce ne dă nouă această stare de nemulțumire, atunci putem să lucrăm la asta. Yeah. Practic, stresul, da. Te rog. Practic, stresul, în general, oamenii înțeleg că ceva vine din exterior, cum spuneam, o ceartă în familie sau ne stresează un șef sau mă stresează că nu mai am bani sau îmi pierd jobul sau mă îmbolnăvesc, pur și simplu, având de vedere situația actuală. Toate îmi creează mie un disconfort. Și, practic, studiile care s-au făcut în acum 2 ani arată că cam 98% din populația României, populația activă a României, suferă de stres.
Dar nu mă întreba cum s-au făcut studiile astea, pentru că, având în vedere că e ceva vag și nu se poate pune mâna pe stres, fiecare reacționează în mod individual, practic, cred că au fost niște măsurători subiective, niște măsurători subiective și nu obiective, pentru că încă nu există acea aparatură care să poate să măsoare nivelul de stres la nivelul organismului. Există pe aici, pe acolo, dar nu este nimic foarte bine reglementat și, prin urmare, noi suntem stresați, nu știm care e nivelul nostru de stres, nu înțelegem ce este stresul și, prin urmare, fiecare reacționează într-un anume fel. Suntem frustrați, nemulțumiți, nefericiți și o să pornim de la relația dintre stres și fericire, nemulțumire sau... Înainte de a trece la acest amănunt, aș vrea să te întreb dacă un popor este mai stresat față de alt popor și lasă amprenta asupra acestor gene despre care tu vorbești că le poate inhiba și transmite la o generație, la alta, o altă direcție? Da. Se poate și noi putem modifica asta, într-adevăr, în funcție de tradițiile culturale din poporul respectiv. De exemplu, să luăm generația de după 1950 și generația noastră și cei care eram, nu ne-am născut încă și a părinților noștri. Ei au fost educați în ce fel? Erau imediat după războaie. Erau lipsuri, foarte multe lipsuri în societate și atunci părinții părinților mei, să zicem, sau noștri bunicii, i-au educat pe copii că dacă veți avea de toate, o să vă fie bine și o să fiți fericiți. Acum sunt atâtea de mari lipsuri, asta educație, mă refer la tradiții. Educându-i că dacă tu o să ai de toate, o să-ți fie bine în viitor. Și ce se întâmplă cu creierul copilului de mic când tu vezi ce se întâmplă în jurul lui? Noi moștenim, de fapt, ce moștenim din mediul familial, din mediul ăsta tradițional? Noi moștenim anumite reacții și anumite comportamente la nivel subconștient, care ele rămân acolo și nu le putem schimba până când nu devenim conștienți. Conștienți total. Devenim după 25 de ani, când putem să schimbăm cam tot ce este la nivelul nostru, la nivelul subconștientului, care a fost introdus acolo prin educație. Practic, eu am fost crescută, să zicem, generația mea, să zicem, cam 50 de ani, am fost crescută că dacă tu o să ai de toate în viitor, ție îți va fi bine. Nimeni nu ne-a învățat ce înseamnă fericirea, nimeni nu ne-a învățat că dacă o să fii fericit, o să-ți fie bine. Nu. Am învățat că dacă o să avem de toate, o să ne fie bine. Și a ajuns acolo la nivelul subconștientului nostru. Dar noi, devenind conștienți, noi realizăm. Avem case, avem mașini, avem bani, avem tot ce vrem noi. De fapt, pornim în căutarea fericirii de cum suntem adolescenți și tineri și ajungem să avem de toate, dar ne întrebăm de ce suntem de fericiți. De fapt, ce se întâmplă? Ce e acolo în creierul nostru care nu ne dă pace să fim fericiți? Chiar Și așa. asta vine... Chiar Da. așa, ce se întâmplă? Deci, practic, ce ajunge acolo în creierul nostru în primii 7 ani de viață, în primii doi și după aceea în următorii 5, ajunge în mod subconștient. Noi nu putem să influențăm ce ajunge în creierul nostru pentru că noi funcționăm pe lungimi de undă delta și teta. Astea sunt unde hipnotice și semi-hipnotice. Practic, noi suntem hipnotizați cultural de mediul în care am crescut. Dacă noi așa am fost hipnotizați și când creștem mari, când devenim adolescenți, noi începem să fugim, să ne căutăm fericirea, dar noi, în subconștientul nostru, de aia alergăm, pentru că ne spune că fericirea e să ai mulți bani, să ai mașini, să ai case, să ai așa și vei fi fericit. Aia spune subconștientul. Dar noi, așa pe la 30 și ceva de ani, doamnele, domnișoarele, 40 și domnii pe la 40 și încep să vadă că am de toate, dar sunt total nefericit. M-am îngrășat, sunt obosit, sunt epuizat, sunt nervos în permanență. De fapt, ce se întâmplă cu mine? Am de toate. Asta am învățat, asta am fost hipnotizată și subconștientul meu asta este și am de toate, dar totuși nu sunt fericită. Sau nu sunt fericit. Și atunci, în momentul în care ne punem întrebări, începem să căutăm.
Și practic de aici pleacă toate răspunsurile. Ok, și atunci, până la urmă, care ar fi o cauză a fericirii? Adică nu care ar fi o cauză, ce anume ar determina fericirea? Poate fi determinată genetic sau o parte este determinată genetic, o parte este învățată, o parte ține de mediul în care trăim. Care e treaba cu fericirea? Foarte interesant, spun ce niște studii a unei psihologe, eu nu sunt de acord cu asta, și după aceea pornesc de acum 2-3 mii de ani să vezi ce înseamnă, ce au interpretat alții ca fericire. De exemplu, în prezent, în epoca noastră postmodernist, să zic așa, metamodernist deja prin anii ăștia, niște studii psihologice spuneau că fericirea noastră depinde de 50% de determinată genetic, 10% de context, de mediul în care suntem și doar 40% e determinată de acțiunile noastre. Eu sunt împotriva acestei teorii pentru că toți avem aceleași gene, deci nu există un determinism genetic. Poate o predispoziție și, cum spuneam, asta e legată de epigenetică. Dar hai să ne întoarcem un pic în timpuri și să vedem, de fapt, ce însemna fericirea în antichitate, să spunem, până prin anii 500, cam așa. Fericirea și venea de la cuvântul politikos. Și poli în greacă înseamnă oraș. Politikos, cel care avea legătură cu orașul. Practic, cel care ajuta la bunăstarea orașului. Atunci se numea oraș-stat, poli în greacă. Cel care era util orașului și ajuta orașului, doar acela putea accede la fericire. Prin urmare, fericirea era legată de comunitate. Avansând puțin, și se putea întâmpla în prezent, atunci, în prezentul respectiv, avansând un pic și trecând la Evul Mediu, undeva până în anul 1700, deci prin 500 până în 1700, când au apărut, să zicem, creștinismul, dar fiecare aici interpretează credințele, să le spunem așa, credințe. Când au apărut credințele, sub orice formă, atunci oamenilor li se promitea fericirea în rai. Aici, pe pământ, noi avem de făcut, de tras, avem să ne chinuim, dar vom fi fericiți când ajungem în rai. Fericirea nu-i pentru noi muritorii. Apoi a mai venit o altă epocă, epoca modernă, până prin 1950, așa, cam așa, care total, ce făceam? Practic, conștiința noastră, să spunem, conștiința noastră morală era legată doar de poli, de politică. Nu mai era legată și fericirea nu mai era legată de comunitate. Cu alte cuvinte, noi aveam o conștiință morală să ajutăm, să facem spre binele comunității, dar nu intra în calcul că atunci vom fi fericiți. Deci, practic, s-a rupt legătura care era în antichitate între politică și fericire. Politicos, etic și fericire. Și acum politica este, noi trebuie să respectăm anumite legi, avem o datorie să respectăm anumite legi, iar fericirea e fiecare personală și o caută unde și cum poate. Și mai a apărut epoca postmodernismul care nu a fost de acord cu nimic, așa a fost este o epocă plină de scepticism și de relativism, să zicem așa, și de ironie, în care până la urmă, fericirea era considerată un noroc, care nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în politic, în comunitate, și poți să ai noroc sau poți să nu ai noroc, și toate astea au dus la situația actuală. Mai mult de atât, subiecții, nefiind oamenii, nefiind implicați
și neavând rezultate imediate, adică mă implic în comunitate, în politică, în toate astea și eu sunt fericit, așa cum erau cei din Antichitate, eu mă implic și văd că rezultatele mele și așa nu contează. Prin urmare, toată delăsarea asta din ziua de azi și lipsa de participare la orice eveniment, pentru că nu palpăm rezultatele. Noi nu suntem mai fericiți, nu ne este mai bine, nu ne simțim mai bine. Și am ajuns în prezent în secolul 21, unde este, de fapt, care ce este el? O reacție, să zic așa, o reacție romantică la toată epoca anterioară și, practic, căutăm, nu căutăm fericirea, dar, practic, am ajuns să fim mai, să trecem la o structură mai, la o sensibilitate. Și acum, ce se întâmplă în prezent? Vedem. Și simțim fiecare pe pielea noastră. Am uitat să zic că după 1950, în postmodernist, a început să apară o tendință a conștiinței de sine. Până în epoca modernă nu era foarte accentuată. După, în postmodernist, a apărut această conștiință de sine și să ne punem întrebări și să vedem, de fapt, noi participăm activ, suntem, mergem la vot, facem una alta, suntem activi, dar nu simțim nimic, nu ne e mai bine. Și atunci începem să căutăm și fiecare pe drumul lui. Găsește, cine caută, sigur găsește. Bianca, din punctul tău de vedere, ce este fericirea și cum ai vedea-o, tu să zicem, definită pentru poporul român? Da. Pentru mine fericirea înseamnă libertate. Înseamnă a fi liber de stres. Practic, să pot să îmi determin eu reprezentările mele mentale care să mă ducă la acțiunile care le vreau eu să le fac și care să-mi dea mie o stare de bine. În momentul în care suntem liber de stres, și folosesc cuvântul ăsta pentru că îmi place, în momentul ăla, abia atunci putem să fim fericiți. În momentul în care noi avem aceste reacții și aceste stări moștenite epigenetic sau fiecare în felul lui, nu avem cum să fim fericiți, din punctul meu de vedere și ceea ce demonstrez și eu prin doctoratul care fac în neuroștiințe. Revenind un pic la ce spuneai mai devreme apropo de psihologul care a emis această ipoteză că 50% este o moștenire genetică fericirea. Și aș vrea să te întreb totuși ce face diferența, pentru că cu siguranță și eu și tu și mulți alții am văzut oameni care în ciuda contextelor, să zicem, defavorabile de viață, totuși păstrează zâmbetul pe buze, te încarcă pe tine pozitiv, par tot timpul fericiți. Nu poți să spui că au avut o copilărie wow și că de asta sunt așa. Totuși, ce face diferența între oameni? Eu, fiind și psihoterapeut, remarc că unii oameni chiar au nevoie să-și cultive și să-și exerseze cumva acest mușchi al fericirii toată viața. Pentru alții, parcă vine așa de la sine. Totuși, care ar fi explicația? Am înțeles că din punct de vedere istoric au fost diferite mesaje care s-au transmis, însă dacă e să ne uităm în prezent și am trăit poate cu toții aceleași mesaje încă din copilărie, unii dintre noi am trăit și în perioada comunismului, a existat destul de multă frustrare, suferință și totuși suntem destul de diferiți când ne raportăm la momente dificile din viață. Da. Mai concret întrebarea, că m-am pierdut un pic. Întrebarea este dacă sunt doi oameni care au același context de viață, să zicem că au același tip de copilărie, au trăit în aceeași societate, unul este, pare mai fericit, reacționează mai pozitiv față de celălalt. Vreau să facem legătura un pic cu acel 50% genetic, pentru că și eu personal trebuie să recunosc că am avut tot timpul sentimentul ăsta că unii oameni chiar trebuie să facă efortul și alții au cumva născut ca o genă a fericirii acolo pusă deoparte pentru ei. Corect.
Așa este. Unii ajung mai repede la fericire și alții mai greu. Important e cei care nu au ajuns să caute și de ce unii ajung mai repede. Pentru că ei, de mici, au învățat ce înseamnă fericirea. În jurul lor ei au fost crescuți, cum spuneam, în primii 7 ani de acasă noi suntem hipnotizați de mediul din jurul nostru. Noi reacționăm doar prin reflexe, cel puțin în primii 2 ani de zile nu există gânduri la nivelul creierului, există doar reflexe, ca la animăluțe. Noi reacționăm la tot ce e în jurul nostru și absorbim toată informația din mediu. Dacă părinții noștri ne zâmbesc, îs vesel, îs tandri, nu urlă, nu se bat, nu e alcool, în momentul ăla noi am învățat ce înseamnă fericirea. Dacă, în schimb, în casă, în familia în care am crescut, cum spuneam, mediul în care suntem hipnotizați, chiar dacă contextul general, social, este aproximativ identic, fiecare în microambientul nostru am suferit anumite modificări. De exemplu, dacă în familie sunt discuții, certuri și probleme și mama e încruntată sau aud scandalul și se ferește și toate reacțiile le vede și le simte și le însușește copilul, el realizează că nu e în regulă, ceva nu e în regulă, nu se simte în siguranță. Asta e cuvântul potrivit. Nu se simte în siguranță. Prin urmare, atunci când nu ne simțim în siguranță, la mod subconștient, pentru că noi nu conștientizăm atunci, plângem, urlăm, cerem, suntem agitați ca și copilași, pentru că nu ne simțim în siguranță. În mediul acesta care nu ne oferă siguranță, de fapt, ce ne dezvoltă, ce se dezvoltă în interiorul creierașului nostru, noi absorbim toate aceste reacții din mediul nostru. Practic, este un mediu periculos și noi va trebui să ne apărăm. Noi nu am trăit într-un mediu fericit, să știm că asta, oamenii sunt buni, lumea e fericită, noi am trăit într-un mediu în care noi am învățat să ne apărăm. Prin urmare, anumite gene, gene legate de stres, cortizol și anumite gene, vor fi exprimate mai puternic decât la ceilalți copilași care nu au avut nevoie să se apere, pentru că în familie era iubire, fericire, tandrețe și n-au simțit că sunt lipusă în pericol supraviețuirea. Și prin urmare, acele gene care sunt date uneori mai tare la unii dintre ei, prin anumite procese biologice, acelea le putem controla abia când suntem adulți total. Adică când devenim, peste 25 de ani suntem adulți total, deoarece atunci conștientul nostru, zona frontală a creierului, poate să controleze toate impulsurile care vin de jos în sus, care sunt subconștiente și vin de la nivelul subconștientului, deci ce am moștenit noi din microambientul nostru. Putem să-l controlăm și până la un anumit punct, dacă ne forțăm să-l controlăm și nu ne simțim bine, organismul reacționează. Dacă, de exemplu, vrem să facem frumos și nouă nu ne place omul respectiv, că avem o anumită părere, că oameni ca și el sunt periculoși, oameni care miros alcool sau oameni sunt periculoși. Deci eu, subconștientul meu spune că omul ăsta e un pericol, dar eu totuși mă port frumos ca să mențin aparențele. E, în momentul ăla, în corpul nostru, se întâmplă, se erodează anumite organe și sisteme datorită hormonilor care îi secretăm în mod subconștient. Dar în momentul în care putem să controlăm după 25 de ani, practic oricine își poate controla, să zic așa, soarta sau destinul, fiind foarte atent la ceea ce simte, ceea ce acțiunile lui, dacă îl duc în direcția bună, dacă îl duc într-o altă direcție, el simte asta, dar nu face nimica. Și atunci trebuie să înceapă să-și pună întrebări de ce nu-mi vine să fac anumite lucruri sau de ce fac lucrurile astea care mă duc într-o direcție greșită și tot insist să le fac. Și acesta este un mod de a-mi exersa propria fericire. Încep, practic, din a-mi pune întrebări, a remarca cum mă simt și apoi ce am de făcut ca să mă simt mai bine, adică să ies din propria condiție. Asta e ceea ce ne propui. Da. Trebuie să ne punem întrebări. De exemplu, să-ți dau un exemplu foarte banal și care poate să-l facă oricine începând de mâine, să zicem. Cineva care nu-i place jobul unde lucrează sau se simte în permanență amenințat că îl dă afară sau că pur și simplu merge acolo ca să câștige bani și nu deloc mulțumit și are și reacții nervoase, reacții care lui nu-i dă o stare bună.
Practic este un concept inventat de părintele stresului, Selye, prin 1950, care spunea, îl numea egoism altruist. De exemplu, când ești în acel mediu și ție nu-ți place un om sau cineva vorbește urât cu tine sau care îți dă-ți o stare proastă, gândește-te în primul rând la tine, la starea ta și reacționează sau acționează în așa fel încât starea ta să rămână neschimbată. Să ai acea stare de bine care aveai înainte de a veni cineva sau îți da o anumită replică. Fii egoist și fiind egoist cu tine, adică să-ți menții starea de bine, ești și altruist cu cei din jur pentru că nu îi infectezi, între ghilimele, pe ceilalți cu starea ta proastă, să o numim așa. Din contră, starea ta rămâne neschimbată și îi poți inspira pe ceilalți să fie și ei drăguți. Adică dacă mă înfurii pe tine, în loc să încep să urlu la tine, să mă gândesc, ok, urlatul mai face să mă simt bine? Păi nu, ok, atunci ce mai face să mă simt bine? Ori să plec din situația aia, ori să ne focusăm pe un alt subiect. Se pare foarte faină sugestia. Mai sunt și alte, da, și alte recomandări pe care ni le poți face ca să ne exersăm fericirea și starea de bine? Păi pot să mă întreb tu cum ar putea cineva reacționa într-o anumită situație sau ce ar putea face și aș putea să găsesc un răspuns sau să dau o soluție concretă la situația respectivă. Uite, întâlnesc destul de des faptul că oamenii se simt deranjați că sunt mințiți. Cum, da, ai tot dreptul să reacționezi normal când ai fost mințit în cuplu, în relația de părinte-copil, copilul te minte că are el tot felul de scopuri acolo. Cum reacționezi într-o astfel de situație? Păi, întâi să vezi, de fapt, de ce te deranjează minciuna respectivă? Să zicem că concret, să mergem așa până la concret, să înțeleagă exact despre ce e vorba. Dăm un exemplu de minciună, ca să mergem până în adâncul problemei și să dăm răspunsul chiar la problema punctuală. Mă minte că a fost nu știu unde sau nu știu ce fel de minciună, minciunele mici sau minciunele mai mari. Putem să mergem chiar în ideea de cuplu, unde există această minciună vis-a-vis de înșelat, da? Hai să luăm pe aceasta de referință. Da. Bun, și el ne minte că el, sau ea ne minte că nu ne-a înșelat și noi ne simțim totuși, nu ne simțim bine, ne simțim mințiți. Sau spune că a fost la serviciu, dar de fapt a avut nu știu ce întâlnire. Da, bun. Și tu nu te-ai simțit bine, te-ai simțit mințit. Practic, tu te-ai simțit să zic așa, abandonat okay. de ea în favoarea jobului sau în favoarea, mă rog, tu știi în favoarea cui sau în favoarea ce, fiecare avem în mintea noastră interpretările noastre. Deci, eu m-am simțit abandonat că ea a mers la job, de a mă minți că de fapt s-a dus în altă parte. Sub orice formă, abandon. S-a dus în altă parte. Mi-a făcut plăcere să stea cu mine. Și acum tu trebuie să spui întrebarea, el care s-a simțit mințit, să-și pună întrebarea, dar de ce m-am simțit abandonat? Și în momentul în care îți pui întrebarea de ce m-am simțit abandonat sau de ce m-am simțit părăsit, încep să caut și răspunsurile, din păcate sau din fericire, toate răspunsurile vin de undeva. Iar în momentul din trecutul nostru, din microambientul nostru. Că noi atunci, de exemplu, subconștient, pentru că nu conștient, încă nu am conștientizat ce există acolo. Și probabil spun, pentru că există acolo la nivelul subconștientului acel abandon. Când am fost mică, eu am plâns, țin minte că am plâns foarte mult, nu m-am simțit în siguranță, nu mă simt în siguranță. Hai să vedem de ce nu mă simt acum în siguranță. Și atunci, încep punându-le pe hârtie toate astea, după aceea încep să conștientizeze anumite lucruri și aici e vorba de fiecare în parte, fiecare are alte conștientizări și în momentul în care, abia atunci când conștientizează,
poate să schimbe sau să reinterpreteze noțiunea de abandon de la nivelul creierașului nostru subconștient. Și cum ziceam, a fi liber de stres, a putea să-ți alegi reprezentările care să-ți dea ție acele acțiuni care să te ducă gânduri, sentimente care să te ducă în situația în care ție îți face bine. Bine, aici am mers pe calea asta a abandonului, dar mă gândesc că sunt oameni care au anumite valori în care au crescut, în care se pare normal ca în cuplu să existe deschidere, să existe sinceritate, să nu se mai simtă iubiți. Și da, implicit poate să fie și asta cu abandonul, dar mă gândesc așa la principii, la valorile în care crește fiecare, ce facem, ne regândim aceste valori, că până la urmă, nu știu, un bărbat, o femeie pot să iubească în același timp două femei sau doi bărbați, cum procedăm aici? Când e vorba de relații, nu știu dacă să zic că din păcate sau din fericire, dar vedem relațiile în ziua de azi sau în epoca postmodernă se creează pe baza nevoilor. De exemplu, eu ca femeie, să zicem, am nevoie de un bărbat care să-mi asigure o siguranță. În mintea mea, siguranță înseamnă siguranță financiară și atât. Siguranță emoțională, că ai pe cineva acolo alături? Depinde. Da. Depinde, nu toată lumea. Unele își doresc doar siguranță financiară, pentru că în microambientul lor, acolo era problema majoră. Altele sau alții își doresc siguranță emoțională, iubire. Pentru că nu au dus lipsă de bani, dar au dus lipsă de iubire, să zicem. Și așa mai departe. Deci aceste relații, în momentul în care ele se construiesc pe bază de nevoi, adică eu am o lipsă și am nevoie de tine care să-mi umpli acel gol, în momentul ăla, când relațiile ajung la împlinirea acelor nevoi pentru care s-au legat, relațiile se rup. Dacă nu există o altă reinterpretare la nivel mental a ceea ce eu am acum sau am nevoie sau, mă rog. Dar în momentul în care relațiile se creează și se întâmplă din prea plin, adică eu sunt foarte bine cu mine și iubesc pe toată lumea, nu am nicio problemă. Iubirea nu înseamnă sex. Pur și simplu e sentimentul frumos care iese din noi. Eu pot să ofer iubire independent de ceea ce primesc. Nu simt nevoia ca persoana respectivă să-mi ofere ceva ca eu să pot să-i dau iubire. Iubirea iese din mine oricum. Pentru că am crescut într-un alt mediu sau mi-am reinterpretat anumite lucruri care mie mi-au putut da starea respectivă. În care eu să pot să fiu liber să iubesc sau să reinterpretez orice am în orice noțiuni am în mintea mea care nu-mi fac mie bine. Spunea la un moment dat Einstein, că îl contrazic și pe el, că mai repede dezintegrezi un atom decât o prejudecată. Practic, ce avem noi la nivelul subconștientului, de fapt, ce sunt? Sunt prejudecăți, sunt niște judecăți predigerate, le spun eu, de mediul ambientul nostru și ajung în creierașul nostru fără ca noi să le digerăm și să ne creeze nouă anumite emoții, anumite sentimente. Pur și simplu ajuns acolo sub formă de noțiuni. Acelea sunt cele care sunt subconștient și sunt foarte greu de destructurat, acele conexiuni. Dacă nu suntem conștienți, nu putem. Și cum spuneam, după 25 de ani, oricine poate, primul pas e să-și pună întrebări: ce nu e în regulă cu mine? De ce am tot ce vreau și totuși nu-s mulțumit? Ce se întâmplă? Hai să vedem. Care sunt lucrurile alea care nu-mi dau pace să iubesc, să necondiționat, să fiu fericită, să fiu liberă, să fiu liber. Ai menționat de mai multe ori cuvântul epigenetică. Te rog frumos să ne spui un pic mai multe despre ea. Eu l-am descoperit în urmă cu 10-15 ani. Cum am pornit eu pe drumul ăsta? Că toți pornim în drumul căutării, cred că, a fericirii. Probabil că atunci căutăm fericirea când suntem nefericiți.
Și fericirea niciodată nu o să o găsim căutând-o. Ea urmează. Dar asta e altceva. Eu probabil, conștientizând nu de mult, că probabil am avut momentele mele de tinerețe, copilărie, de nefericire, probabil, uitându-mă în pozele mele când eram mică, când eram destul de plângăcioasă și destul de tristă, să zic așa. Și am tot căutat și întrebam de când eram mică, de vreo când aveam 7-8 ani, vedeam asta la oameni și l-am întrebat pe tatăl meu, de ce unii oameni sunt fericiți și parcă arată bine și sănătos și de ce unii sunt nefericiți și parcă sunt bolnavi și umblă greu și sunt mai plinuți. Tatăl zice, nu știu, dar cred că trebuie să faci medicina ca să afli asta. Am făcut medicina, m-am și specializat, n-am aflat nimica. Și atunci am pornit în căutarea fericirii. Și unde a pornit generația noastră în căutarea fericirii? O căutam în afara țării noastre, fericirea. Am pornit în Norvegia, unde eu aici eram medic specialist cu 200 de euro pe lună, cu 20 și ceva de ani, și ei îmi ofereau 5.000 de euro pe lună, din prima zi. M-am dus acolo, după 2 luni de zile, ceva se întâmplă. Deci aveam tot ce îmi trebuia, îmi plăteau limba, să o învăț în norvegiană într-o lună, 6 luni, totul era în regulă, dar după 2 luni de zile mi-am început să-mi pun întrebări. Ceva nu e în regulă. Aici am bani, aici am de toate, dar ceva nu-mi place. Și după 2 luni de zile am renunțat la tot și am venit înapoi în România. Și am început să caut, că am zis că nu-i, problema nu e acolo. Și căutând, am făcut o a doua facultate de comunicare, am ajuns la coaching, m-am specializat și cum am ajuns la epigenetică. Îți dau un exemplu, ce am văzut că nu are legătură cu genetica noastră, cu genetica popoarelor, că toți în ultimii 2000 de ani am pornit de la daci și de la romani, nu are legătură cu genele noastre, atunci are legătură cu altceva. Și cum epigenetica s-a descoperit în urmă cu 40 de ani, dar e la modă numai în ultimii 10-15 ani și la noi în România a apărut la modă în ultimii 5 ani de zile, eu o studiez mai de mult, care ce demonstrează de fapt. Studiile făcute, de fapt, au pornit cu niște studii făcute pe gemeni, gemeni care erau univitelini. Eu cu soara mea suntem gemene, și ei tot medic, dar noi suntem bivitelini, avem mică diferență între gene. Și s-au pornit studiile cu gemeni univitelini și, practic, crescuți într-o familie de persoane obeze. Și după aceea aici s-a extrapolat și pentru alte boli. Au fost născuți într-o familie de persoane obeze. Au murit părinții și copilașii au fost împărțiți. Unul dintre gemeni la o familie de persoane normă ponderale și unul a fost crescut de o familie de persoane obeze. Ei având aceleași gene în toate celulele din corpul lor, identice. Copilul care a crescut în familia de persoane normă ponderale a devenit un adult normă ponderal. Cel care a crescut în familia de persoane supraponderale a devenit un adult obez. Prin urmare, nu are nicio legătură cu genele lor care erau identice și avea legătură cu mediul în care au fost crescuți, cu educația, cu tradițiile, cu cultura noastră, toată cultura noastră. Și prin urmare, ca să înțelegi mai bine, biologia a explicat foarte clar de ce anumite celule s-au transformat într-un anume adult și celelalte într-un alt tip de adult. Noi, corpul nostru e ca un hard. Și mai există ceva care introducem, deci practic corpul nostru, genomul, genetica noastră e hardul și ceea ce introducem noi în genetica asta noastră e softul sub formă de epigenetică, acele amprente epigenetice care de fapt vin din mediul în care noi creștem, din cultura în care noi suntem educați, din tradițiile care le-am moștenit. Și atunci acea persoană care a crescut într-o familie de normă ponderal a exprimat anumite gene, iar cealaltă persoană și-a exprimat mai puternic alte gene, pentru că mediul, adică genele de stres, genele pentru obezitate, radical liber și așa mai departe, pentru că mediul respectiv a fost de așa natură. Prin urmare, acele amprente deasupra genelor astea ne stimulează exprimarea mai puternică a unor gene sau inhibarea exprimării unor gene, toți având aceleași gene de pe planeta asta. Indiferent că suntem africani, chinezi,
ruși, americani, orice, suntem identici 99,99% genetic. Dar epigenetica e cea care ne diferențiază. Practic, ea face legătura, să zicem așa, între mediul și genele noastre. Deci aici o poveste mai lungă cu mediul, dar nu cred că mai avem timp, poate cu altă ocazie. Aș vrea să te întreb, mi-ai explicat foarte, foarte frumos și aș vrea să te întreb dacă ar fi să introducem un soft românilor. Ce soft ai introduce tu? Astfel încât să influențăm fericirea noastră a românilor. Aș introduce softul antistres. Și fiecare persoană știe ce anume îl stresează. Prin urmare, el trebuie să lucreze la acele reacții, acele situații care pe el stresează și să le reinterpreteze, să-și facă reprezentările lui la nivel mental, în așa fel încât persoana respectivă să nu mai devină stresantă pentru el, sau situația conjuncturală sau contextul respectiv să nu mai devină stresant pentru el sau pentru ea. Acum, spre final de emisiune, dacă există vreo carte de epigenetică pe care ne-o poți recomanda și un mesaj de ziua românilor? Nu prea există cărți de epigenetică. Tot ce am citit sunt internaționale și sunt foarte științifice. Deci, ca un om care nu a făcut medicină, nu a studiat biologia și toate astea, e foarte greu de înțeles ceea ce înseamnă epigenetica. Probabil că e nevoie de asemenea cărți pe înțelesul tuturor, de fapt, ce moștenim noi și ce înseamnă epigenetica. Iar... Te așteptăm pe tine, Bianca, atunci. Să cu drag, urmează să scriu o carte și are legătură cu exact cu asta. Dar o să spun cu altă ocazie, are legătură cu cu epigenetica și cu neuroștiințele. Și vreau să le urez și eu românilor să fie mai puțin stresați și să vadă ce este de fapt important pentru ei. Fiecare avem valorile noastre moștenite în subconștient, de care ar trebui să ne debarasăm dacă nu ne ajută să ne simțim bine și să fim fericiți. Îți mulțumesc tare mult, Bianca. Vă mulțumesc. Și eu îți mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit astăzi. Vă spun încă o dată la mulți ani și să avem o stare de bine. Pe curând!